Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint cărțile citite și produsele terminate în luna iunie 2024. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Eu să știți că vă mulțumesc din suflet! Haideți să începem ca de obicei cu cărțile pe care le-am citit în luna iunie. Pentru mine iunie a fost o lună foarte, foarte aglomerată. Cu toate acestea am citit 3 cărți. Prima este Labirintul de Chiparos, scrisă de Fiona Valpi. Aceasta este cartea aferentă lunii februarie din calendarul meu advent. Știu, sunt puțin în urmă, dar le voi citi eu, până la urmă, pe toate din calendarul meu advent pentru anul 2024. Să ne întoarcem în această carte, o carte foarte frumoasă, pe care vă recomand să o citiți în vacanță. Povestea a două femei, o poveste din timpurile noastre de acum, bineînțeles, care atinge o problemă a zilelor noastre. O femeie care a venit în Italia, pentru că acțiunea cărții are loc în Italia, o Italie frumos, foarte frumos prezentată. Aceasta vine aici pentru a-și trata sufletul și aici află povestea unei alte doamne din cel de-al doilea război mondial. Este o carte foarte frumoasă, o carte pe care nu o lași din mână pentru că vrei să vezi ce se întâmplă. Da, este adus aici și cel de-al doilea război mondial, dar este o poveste în care ni se aduc la cunoștință lucruri frumoase care s-au întâmplat în cel de-al doilea război mondial, cum au mers mai departe italienii, o țară greu încercată în cel de-al doilea război mondial. Este o carte foarte frumoasă. Două povești a două doamne extraordinare. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. A doua carte pe care am citit-o, am trecut un pic la un alt stil, la fel este cartea aferentă lunii ianuarie din calendarul meu advent, Nu vorbi cu străinii, de Natalie Richards. Era perfectă pentru a fi citită în acea perioadă anului, dar am citit-o și eu mă bucur tare, tare mult. De fapt, aceasta, Labirintul de Chiparos, este pentru luna februarie anului 2024 și aceasta ianuarie. Bun. Aici avem de-a face cu un thriller foarte frumos construit. Nu este un thriller foarte complicat. Ideea principală este că întotdeauna, dar întotdeauna, să ne bazăm pe intuiția noastră. Intuiția nu ne duce pe căi greșite. Mi-a plăcut mult. Te ține în suspans pentru că nu știu ce se întâmplă până la sfârșit. Este o carte foarte frumoasă, un thriller bun, ușurel, foarte bun, de citit acum în aceste zile călduroase. Poate, poate vă mai răcoriți un pic pentru că totul se întâmplă într-o perioadă a anului cu o furtună de zăpadă. Și ultima carte pe care am citit-o integral, o carte nouă apărută pe piața românească, o carte emoționantă. Vorbim aici despre povestea a trei femei, dar în India, acolo se întâmplă tot, și vorbim despre Fata care înălța zmeie, de Letizia Colombani. Este o carte destul de subțire, dar atât de intensă. Mi-a plăcut extraordinar de mult, la fel ca și în Labirintul de Chiparos. Avem aici o doamnă care la fel a venit pentru a-și trata sufletul în India. Acolo întâlnește încă o femeie și o fetiță cu un destin destul de tragic, pentru că da, în India femeile sunt privite într-un alt fel. Ele trei se vindecă una pe alta și decid să meargă mai departe. O carte foarte, foarte frumoasă, chiar dacă este așa subțirică. Scrisul este destul de micuț, dar sentimentele sunt extraordinare. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult această carte. Este nouă apărută pe piața românească. Și bineînțeles, acum citesc
continui să citesc. Cartea Prințului Harry, Rezervă. Sunt cam la mijloc, după cum vedeți pe unde este scrisul. Să știți că îmi place cartea. Singurul minus al acestei cărți este faptul că 1. Este destul de grea și 2. Scrie extrem de micuț. Extrem de micuț. Sunt seri în care sunt foarte obosită și nu văd. Efectiv, nu văd și cu ochelarii să citesc. Da, cartea m-a prins. Este simplu scrisă, dar să știți că trebuie citită pentru a afla și versiunea lui. Deci, întotdeauna în viața mea m-am bazat să ascult amândouă versiuni, și din partea rudelor sale, dar și din partea lui, pentru că întotdeauna adevărul este undeva la mijloc. Bun, voi continua să citesc această carte pentru că m-a prins. Deci chiar m-a prins, este ușurică, da, destul de groasă, dar o să citesc. Bun, și acum vă voi prezenta produsele pe care le-am terminat. Am aici o pungă plină. Haideți să începem. Am terminat acest balsam pentru rufe Cocolino, Aria di Primavera. Ei zic 40 de spălări. Nu, n-au fost 40 de spălări. A mirosit frumos, dar nu era foarte, foarte concentrat. De obicei, nu iau foarte concentrat cu miros foarte puternic. Cătălin nu-i plac aceste mirosuri extrem de puternice, dar da, se miroase frumos. A fost ok, îl voi recumpăra. Îl găsesc pe Mag la un preț bun și atunci îl cumpăr. Ca de obicei, vă voi arăta mai multe cutii de cafea. Imediat. Am găsit 3. Am 2 cafe crema Cafissimo, una Fine Aroma și una Rich Aroma. Îmi plac foarte mult. 10 bucăți, 10 capsule. Îmi plac foarte mult și lui Cătălin îi place acesta cafe. Este absolut cafea normală, dar foarte bună. Acestea, cafe crema, au și o spumă care îmi place mie. Am consumat și acei muesli cu goji de la Sanovita. Vi le-am mai arătat. Sunt foarte buni. 400 de grame. Mi se par foarte sănătoși. M-am și vopsit, ca de obicei, cu vopseaua mea Garnier Color Sensation. Mai m-am vopsit cu această nuanță. 8.12 Opal Mauve Blonde. Și chiar așa arată părul. Este blond cu aceste irizații roz spre mov. Îmi place foarte mult culoarea și cu aceasta mă voi face în această vară pentru că îmi place foarte mult. Am terminat și acest balsam concentrat de la Lenor, Fresh Air, Moonlight Lily. 33 de spălări, nu, n-au fost 33 de spălări, puneam câte un pic, nu vreau să fie extrem de concentrat, mirosea foarte bine și mirosul se păstra. Am terminat și acest Derol Liquid Power Gel pentru copii, Maxima. L-am mai folosit, este foarte bun, la fel caut aceste, cum să zic eu, acest detergent mai soft, nu foarte puternic. Bun, mergem mai departe și este foarte cald în București. Am terminat o pungă cu hârtie igienică de la Mega Deluxe. Cele mai bune din punctul meu de vedere, cantitate, calitate, preț. Am folosit și acest gel intim feminel de la Oriflame. Este foarte bun. Acesta a fost Shooting cu aloe vera și imediat și mellow, spun ei. Imediat dacă găsesc să traduc. Cred că momentan nu văd eu, cred. Foarte bun, spornic, îmi place foarte mult că vine și cu pompiță. Bineînțeles că îl găsiți la Oriflame. Cătălina a terminat și acest deodorant
solid, de la Allspice, Captain. Îi plac acestea. Momentan se împacă bine cu acestea. Vedem pe parcurs. Am terminat, tot vorbim despre produse pentru rufe, pentru spălatul rufelor. Am terminat și acest Color Catcher cumpărat de pe EMAG. Acesta a avut 50 de bucăți. L-am prins la un preț foarte, foarte bun. Au fost destul de multe. Îmi plac mult acestea și le voi cumpăra tot de pe EMAG când le voi găsi la reducere. Pentru spălatul vaselor am terminat acest Fairy cu rodie. Acesta a avut 800 de mililitri. Mi-a plăcut cum spăla grăsimea, dar am observat că în momentul când se uscau vasele, acestea păstrau un miros care mie nu prea-mi plăcea, deci nu de un miros fructat, dar care mă deranja la un moment dat. Deci nu mirosea a mâncare sau a stricat, nu. Acel miros de rodie mă deranja un pic. Din cutia BuzzBox am degustat și acest cocktail to go de la Zarea, Hugo, cu lămâie, mentă și soc. Vi-l recomand. Chiar vi-l recomand acest cocktail. Are 270 de mililitri, este mentolat, este fresh, este foarte, foarte plăcut. Foarte, foarte plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc, BuzzBox, că am putut încerca acest produs. Acum trecem la toalete. Tot de la EMAG am cumpărat această pungă XXL Breath Power Active cu 6 bucăți la un preț foarte bun. Îmi plăcea că această pungă se și închidea foarte bine și au fost foarte bune. Acesta a fost cu lămâie și această formulă o voi cumpăra de acum încolo de pe EMAG. Am terminat acest ulei pentru duș de la Lirene, de la prietena mea Ioana, pe care o pup și o îmbrăcișez cu drag, un shower oil, mi-a plăcut mult, mult de tot, cu nuci de macadamia și monoi, chiar hidrata pielea, nu lăsa pielea unsuroasă, îmi plăcea foarte mult și mirosul. Acest produs a avut 400 de mililitri. Și îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Cred că l-am văzut pe Notino. Am terminat un gel de duș. Cred că am terminat multe geluri de duș în această lună, pentru că este foarte cald și atunci când lucrez de acasă, cred că fac 3 sau 4 dușuri și când mă duc la birou fac pe puțin 2, atunci când plec la serviciu și când vin de la serviciu, deci fac multe dușuri în această perioadă. Și am terminat acest gel de duș de la Yves Rocher Orange Fondant la 200 de mililitri. Mi-a plăcut destul de mult. Nu era așa un miros neapărat de iarnă. Destul de cremos, dar și destul de lichid și s-a terminat destul de repede. Hai că am spus de multe ori cuvântul destul. De la prietena mea pe care o pup și îmbrăcișez cu drag, Raluca, am primit această măscuță pentru față cu acel esență de melc. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Vă invit să vedeți unboxing-ul pachetelului ei cu noua ei carte. Este foarte, foarte interesantă și cartea și pachetelul. Vă invit să vedeți acel clip. Această măscuță mi-a plăcut mult. A hidratat, a luminat fața, m-am simțit bine. Tenul meu s-a bucurat și el. Am folosit și aceste șervețele uscate de la Mega, 100 de bucăți, 3 straturi, îmi place foarte mult cutiuța, sunt foarte bune, numai cu acestea mă șterg pe față. Haideți că am mai găsit cutii ia să vedem dacă le-am găsit pe toate, nu știu, momentan. Încă o cutie cafea, Cafissimo, și încă o cutie cu cafe crema. Și mai am aici o cutie Expresso. Îmi place foarte mult și acest Expresso, intens aroma, din 6 bobițe, are 5, deci este destul de intensă. Foarte bună această cafea.
Tot din cutia BuzzBox, dacă auziți ceva, să știți că am geamul deschis, pentru că nu pot sta altfel. Tot din cutia BuzzBox am degustat și aceste bombonele Sugus, Jelly Mania cu viermișor acrișor. Mi-au plăcut foarte mult, foarte mult și foarte moi. Se topeau destul de repede, foarte bun pentru copii. Tot din BuzzBox am degustat și aceste mici prăjiturele măgura. Aceasta cu pepene galben, dacă o vedeți, vi-o recomand cu mare, mare drag. Mirosea a pepene galben și avea gustul foarte, foarte bun. Și aceasta, prăjitură cu lămâie și soc, era puțin mai acrișoară. Trebuie să vă placă așa un pic... trebuie să vă placă socul și cu lămâia, dar să știți că e mai acrișoară așa, nu este dulce. Mi-am schimbat și eu periuța de la Paradontax, aceasta cu foarte fină, sau cum se numește, foarte moale. Cele mai bune din punctul meu de vedere le cumpăr de pe site-ul celor de la Dr. Max, pentru că mi se pare că acolo sunt la un preț foarte bun. Așa cum v-am mai spus, am mai terminat un gel de duș Mur Gourmand de la Yves Rocher la 200 de ml. Acestea erau, ca și precedentul, cu arome pentru iarnă. Am vrut să le termin, avându-le în baie. Și acesta mi-a plăcut destul de... nu usca pielea, dar mă așteptam la ceva puțin mai cremos. Altfel... ele sunt bune, dar prețul este destul de mare pentru cantitate-calitate, din punctul meu de vedere. Din cutiuța BuzzBox am mai terminat și această mostră de balsam de rufe de la Asevi Luxury concentrat și mi-a plăcut mult. Miroase bine, vanilat, foarte vanilat, foarte bine miroase. De pe Sole aveți și un cod de reducere pe Sole, Sole 6955, care vă aduce 5% reducere. Oricum aveți toate detaliile în descrierea clipului. Am luat acești ursuleți, erau de la Evie Beers Boost Energy, pentru energie. Ei sunt destul de scumpi, sunt cam la 80 de lei, dar i-am prins la 36 de lei și dacă plătiți cu cardul, există posibilitatea să vă alegeți ca și cadou transportul gratuit. Nu la toate, produsele, dar la majoritatea. Mai am ursuleți pentru, cu efect antistres. Să știți că sunt foarte buni, și gustoși. Mai am o pungă de hârtie igienică, tot de lux, 8 role, 3 straturi. Nu, ne plac cel mai mult și ni sunt la îndemână, pentru că a cumpărat de la Mega. Am terminat și aceste șervețele umede, baby, de la... Eu nu mai știu de unde le-am cumpărat acestea. Da, cred că de la Penny le-am cumpărat, 72 de bucăți, mi-au plăcut foarte mult. Aveau și un miros destul de plăcut. Am băut și un ceai, am trecut pe ceaiuri reci cu merișoare și frăguțe de la Fares și mai am încă două ceaiuri cu alte arome și am văzut că a apărut și un ceai Fares, ceai rece cu cafea sau cu boabe de cafea, ceva așa, abia aștept să mi-l cumpăr și pe acela. Vi le recomand cu mare, mare drag, sunt chiar foarte bune. Tot din cutiuța BuzzBox am folosit acest plastur pentru ochi de la Elmi Plant cu colagen și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Eu țin acești plasturi la, la frigider, ei sunt reci, aplicați aici sub ochi, chiar își fac treaba. Am folosit și o măscuță pentru față de la Ioana, la fel aveți... de la prietena mea Ioana, o găsiți pe YouTube Ioana77, un clip cu cadourile pe care le-am primit de la ea și am folosit această măscuță de la Sense, Face Sheet Mask cu extract de lămâie,
care da, chiar era refreshing și pentru această vreme a fost perfectă, mi-a plăcut mult, un material, un șervețel destul de gros îmbibat și mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult și această măscuță de la Primark, Hydrating, cu pepene roșu. Îmi plac aceste măscuțe, sunt în jur de 6-7 lei, parcă, dacă nu greșesc, și îmi plac foarte mult. Am vrut și mi-am cumpărat-o pe aceasta cu pepene roșu. Ca în fiecare lună, ia să vedem, da, am terminat o cutie de șervețele umede pentru ochelari. Sunt aproape gata și cu a doua, pentru că acum folosesc și ochelari de soare, deci mult mai mulți ochelari de șters. În București sunt în țară și am terminat și aceste pastile Ride, 30 de bucăți, vor fi în fiecare lună, pentru că sunt în țară. Am mai terminat un gel de duș de la Balea cu Exotic Passion, cu mango și maracuia. Mi-a plăcut mult. Mie îmi plac aceste geluri de duș de la Balea. Nu am nicio problemă cu ele. Da, usucă un pic pielea, dar oricum mă dau cu cremă. Deci, mă bucur de aceste mirosuri exotice în această perioadă. Din păcate, mi se pare că în ultima perioadă de timp, cei de la DM nu au mai scos atât de multe variante pentru vară. Aceasta este părerea mea. Sunt tot aceleași clasice cu câteva apariții, dar parcă anii trecuți scoteau mult mai multe. Am terminat și deodorant de la Gerovital, antiperspirant, senzitiv, 0% alcool, are 150 de mililitri, momentan este singurul, toate, de fapt, din această gamă Gerovital mă protejează, deci de aceea le și folosesc. Am deschis mult mai multe antiperspirante, dar pe unele le folosesc numai acasă pentru că nu țin foarte mult. Pe acesta îl folosesc la serviciu pentru că ține mai mult. Fiind vară, distractare și așa mai departe, am început să iau aceste pastile efervescente anticârcel. Din păcate mă confrunt cu această senzație de cârcel și atunci le iau, se găsesc la farmacii sau și în alte părți, dacă le doriți. Am terminat și o pastă de dinți, Parodontax, aceasta Gum Plus Breath and Sensitivity. Mi-a plăcut foarte mult, sunt luate de pe Dr. Max și mă bucur tare mult că le-am cumpărat atunci când prețurile încă erau decente și cred că aceasta este ultima dintr-un set de vreo 6 pe care mi le-am cumpărat anul trecut în toamnă și mă bucur tare mult că mi le-am cumpărat așa. Am mai folosit, văd, un pliculeț de la Asevi cu balsam pentru rufe, tot din cutiuța BuzzBox, foarte bun. Ca de obicei, am folosit și șervețele pentru toaletă, care mie îmi plac foarte mult. Vi le recomand dacă plecați în concediu. Sunt foarte bune, igienice, ușor de ținut în geantă și sunt câte 10 bucăți într-un pliculeț de acesta. Vin așa, puse. Eu le cumpăr de pe EMAG. Dar am văzut că se găsesc și nu acest gen, dar găsiți și la DM. Am mai consumat și, da, uitați, alte ceaiuri reci, cu merișoare și frăguțe. Așa vin ceaiurile reci, îmi plac foarte mult, îi iau și la birou. Apoi mai am aici mango și ananas, delicios acesta. Și încă unul cu merișoare și frăguțe. Am vrut să vă arăt pachetele. Sunt ușor de luat în călătorii, în vacanță, la servici, peste tot. Haideți că nu mai am mult. Mai am câteva produse. Bun. Am folosit de la Giordani Gold această mascara, care mi-a plăcut destul de mult. Spre sfârșit, când era aproape să se termine, a început să facă acele brobonele, dar
pe total este un, un produs foarte bun, foarte, foarte bun, alungea genele, nu le încărca, chiar mi-a plăcut mult și acum mai am câteva mini, produse mini pe care le-am folosit. Folosesc foarte mult acum SPF și am folosit de la La Roche-Posay această cremă pentru față 50+. Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Nu lasă peliculă albă, intră în piele, pot aplica apoi fondul de ten. De fapt, folosesc un BB, un BB cremă. O să o vedeți în curând. Îmi place foarte mult și am și mai am una tot de la Yves Proch, pardon, de la Roche-Posay, scuzați. Aceasta la fel mi-a plăcut foarte mult. Pe acestea le-am primit în diferite cutiuțe, cadouri la comenzi. Am mai terminat și o cremă pentru față, pentru, pentru tenul sensibil, tot de la Roche-Posay, tot așa, micuțe. Și am terminat tot de la Roche-Posay două mini ape micelare. Mie îmi plac foarte mult acestea. Mă deranjează un pic și trebuie să fie atentă pentru că are aici gaura aceasta destul de mare și toată curge foarte mult pe, pe dischetă, dar în rest sunt produse foarte bune. Încerc să termin cât mai multe produse minim, am foarte multe pe stoc și vreau să le și termin. Și cam acestea au fost produsele pe care le-am terminat în luna aceasta. Nu sunt foarte multe, dar sunt foarte multe aproape terminate, deci în luna iulie cred că voi avea mult mai multe produse. Eu vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Puteți să spuneți și voi dacă ați folosit aceste produse, dacă ați consumat aceste produse, care este părerea voastră, chiar mă interesează, îmi place să vorbesc cu voi. Vă pup, vă doresc zile nu atât de călduroase, este foarte, foarte cald în București. Vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa, pa!